Bună ziua, bună ziua! E cald frumos, dar dimineața a fost ceață, frig, mamă, doamne, m-am panicat, ce facem cu frigul ăsta? Dar uite că a ieșit soarele, s-a încălzit, e așa de frumos, bate vântul, un suflă păr, așa, peste tot. Azi, nu știu ce face, azi vreau să fac. Am făcut un pic la bucătărie, am udat florile alea din geamuri. Acum așa să mai scurg apa aia, mai aduna să adun apa. Și ce să fac? Bate vântul așa de frumos. Am de toate ce îmi trebuie. Am făcut scobele, am lemne în spate. Ce mai trebuie? Murători am, vin am. Am făcut vin de la mine din Volta, am de toate. Nu îmi lipsește nimic. Doar să fim sănătoși, să vină cei care sunt plecați să vină acasă. Ce să mai întrebuiască? Am mâncat, am încălzit ciorbă, foarte bună. Am mâncat ciorbă, ce mai întrebuie? Și felul 2? Păi și felul 2 dacă este carne, este prăjită. Nu pot să mai mănânc un singur fel, doar ciorba atât. Nu că nu pot. Cine mai mănâncă două feluri, și ciorba și friptură? Sau și desert? Nu, eu n-am mâncat niciodată așa. Uitați ce poate vă spune. Uitați voi, câte frunze sunt pe curte. Dar să vă arăt mai bine, vedeți câte frunze sunt. Și eu nu am ce să le fac. Mă pun eu cu frunzele, lasă, cadă toate, mai sunt câteva. Câteva. Și la vie, și o să le adun toate, toate odată și din față peste tot. Azi stau relaxată și eu cu Liza. Liza mănâncă un mos. Ce să fac altceva? Să vede gardul ăsta așa cum e, asta e. Îl văruim la anul. De Paște. Stau așa și ce îmi trebuie. Am băut o cafea, am mâncat. Mai am să mai adun puțin din apa aia unde s-a scurs de la flori. Stau și eu. Și mă uit cum cad frunzele de număr. Am făcut sobele aseară. La Alina cu lunga mea am făcut focul de azi dimineață. Când am văzut că e jer, am făcut focul. Gata. Am aprins focul. Hai să vedem împreună dacă mai arde focul. Ce să vă arăt? Arăt și eu ce pot. Care vorbesc, vorbesc în dușmănie. N-am ce să fac altceva. Vorbesc și comentează. Fac și eu ce pot. Altceva, ce pot să fac eu acum? Minuni, cine știe ce rețete? Rețetele și mâncărurile și prăjiturile și tot ca să faci pe YouTube, trebuie să bagi bani în ele, să ai de toate, nu? Așa că te-a pus să faci cu măină și două, trei ouă și atât. N-ai cum. Și o mâncare când o faci, nu o faci așa numai cu apă și cu ce? Apă goală, dacă nu ai morcov, păstrănacă, ardei grasă, de toate. Aprinde becul aici. Prietenul Alexei aici pe telefon. Salută și tu prietenii. Da. Soba nouă făcută. Aoleu. Vă rog, Ale, noi aveam un vătrai aceea. Vedeți, prieteni, trebuie să mai mă duc să spar lemne. De la gros, un ciuciuc, bă, să țină până de seară. S-a încălzit, îți place, Ale, cu foc. L-am făcut de azi dimineață. După aia mă duc și iau un ciuciuc de la care intră în sobă. Păi da, e frumos cu foc. Aleg și eu un lemn de la care intră în sobă, mai dau cu săpuria în două, așa, alfa, două bucăți, dar ține foc, ca să țină foc mai mult. Iar început să-mi iar luasem cu firele alea, că vreau să fac fixul ăla pe hol acolo la lumina, să sune ursul pe el, să luăm și la bucătărie de ăla care să plimbă, nu să stea pe loc acolo. Că nu prea stăm acolo. Am mai găsit ce am mai găsit, dar mai îmi trebuie un fir. Îmi trebuie un fir care, nu știu cum să vă explic, care vine în suportul ăla care stă la încărcat. El stă la încărcat telefonul și după aia luăm la bucătărie. Unul e când e încărcat în suportul acela care am băgat firul de la telefon și mai trebuie unul care trebuie băgat în priză.
Eu așa am înțeles, uitați puțin, am căutat la lumina iar. Sunt, dar nu. Acum am mai venit la mine și așa, seara le-am adunat pe toate, le-am scos, le-am făcut. Am chitit, încercăm și pe asta, e posibil asta să meargă la... luăm acolo. Dacă nu e bun, mie îmi place să aduc lucruri înapoi, le aduc înapoi. Avem două. Din două trebuie să nimeresc cu unul. Toate casetele erau răscolite pe aici, doamne, încălcite. Le-am descurcat. Le-am pus, le-am tipit frumos. Îl luăm și pe ăsta. Poate, poate. Păi le aduc înapoi dacă nu se liberesc. Asta e. Mie îmi place să știu de lucruri mai multe. Orice, orice lucru să știu de unde le iau. Și un cuțit, și să cure, și topora, și satâr. Să știu locul lui. Nu-mi place să le las și rate așa peste tot, ca să nu le găsesc. Eu aveam multe lucruri pe aici. Multe pe telefoane de alea, pentru că au fost instalate de multe ori și acum nu mai găsesc, dar abia am găsit unul cu suport de ăla. Și nu sunt sigură. Nu sunt sigură dacă el merge. Le pun în geam, până nu le ia Leonardo, până mă duc eu acolo. Așa arată, se încarcă în suport și le iau după mine. În curte mă refer, nu pe stradă. Le punem aici până merg eu acolo. Am mers la dimineața, am încercat, nu. Acum mă încerc o dată, nu mă las până nu. Dacă nu se face, nu reușesc, cumpărăm, i-am spus lui Alin să iau unul nou, cu totul. Firul e da, doar îl montăm acolo, îl punem și să meargă, să sune. Uite așa, când stăm prin curte, când stăm și noi la bucătărie, o să vină frigul, nu să stăm acolo în casă, să așteptăm când sună. Că na, nu putem să stăm nici acolo. Hai că la bucătărie mai stai. Și telefoanele astea sunt foarte scumpe. În care se sună pe mobile. Foarte scumpe. Îi mănâncă banii toți. Așa cum mai face și el economie, mai banii aia îi mănâncă el. Își cumpără el ce trebuie de acolo, decât se mănâncă numai pe telefoane și noi avem telefon fix și... nu stăm acolo să-l auzim. Și de-aia am vrut să caut să-l pun. Stau și eu frumos, mă relaxez. Am făcut un sobă, mai mă duc și mai spart acolo. Îmi pun acolo în spate pe scăriță, le dau mâncare pe jumătate. Mai am niște tuituri și drepte care se sparg. Și stau. La bucătărie n-are rost să fac pofuc. Pentru că eu stau la bucătărie, fac curat și eu stau cu ușa deschisă. Zic că nu am mai el, mă sufoc. Plămâiule nu le-am băgat, nu îmi trebuia cald, nu am cu cine, sunt foarte grele. E, mai curs apă. Le-am udat și fiele. Le-am udat. Le merge bine. Mi-am florit și garofele ăștia. Și ăștia mi-am florit. Uitați. Și mai mă merg de ele acum. Aici o am pe asta. Am udat-o și pe ea. Nu mai curățat-o. Trebuie să o dau jos pe masă. Vreau să o curăț de fundele ale galbine. Dar merge bine acolo. Pentru că are lumină e sus pe frigider. Al loc. Mai bun decât atât nu găseam. Au, Doamne, noroc că îmi zic singura. Și asta la tobire, mai am și dincolo. Ce să vă zic altceva? Sunt bine de tot. Nu? Sunt bine, ce să fac? Bine că mi-a dat Dumnezeu sănătate, cea mai căs pe mine. Am sănătate. Că nu sunt bolnavă și voi la fel să vă dea Dumnezeu sănătate, că dacă aveți sănătate le faceți pe toate, să vă mulțumiți. Și eu tot așa am fost, tot nemulțumită.
ba, că au fost problemele, nu mi-a convenit nimic. Și când sunt bani, nu, bani, nu e bine, nici când nu sunt bani, nu este bine, atunci cum e mai bine? Cum? Nu, nu ne convine absolut deloc, niciunde. Păi atunci cum să facem? Cum? Nu știu cum. Ar trebui să ne învățăm și așa. Nu mai stăm și așa. Mâncăm ce avem, să ne mulțumim că avem și cu mâncarea aia, și pâinea aceea, și tot, și cor, și nu contează. Nu neapărat să mâncăm bine și... Când avem de mâncat mai bine, mâncăm mai bine, când avem așa, mâncăm și așa. Ce e aia? Eu acum am mâncat, eu mănânc cam o dată pe zi mai târziu, mănânc, dar mănânc mai bine așa. Seara, nu știu dacă mai ciuculesc așa un pic, mai gust, dar nu mai stau la, la masă ca să mănânc să mă sapă. Și mi-e bine așa, mă simt mult mai bine. Și aia e. E cald, frumos, dar bate vântul. Eu nu am unde să merg. Poate vine mai târziu pe la mama, încerc. Dar mai bine stau liniștit acasă. Am zis, nu am nevoie de nimic, am de toate. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și am putere. Că mă trezesc bine din pat. Ce să mai zic altceva? Ne mulțumim cu aceea de... Ce să cerem? Mult, mult, mult. Asta. Eu ați văzut că eu am lemn, nu mă vai de lemn. Vin, am, murături am. Ce să mai cer eu? Le am. Doar să vină patrana, ursul, leu. Dar suntem conștienți că patrana vine mai înainte și ei după. Vă știți treaba asta. Ursul mai e. Mai e, mai durează. De câte ori mai vorbesc eu cu el, atunci mă apucă mai rău, tristețea. Și așa mă gândesc la el, dacă ne-a avut vocea și de ce faci ursul? Tot aici, zice. Că el e tot acolo și nu m-a plecat niciunde. Tot aici sunt, ce să fac? Stai. Mătul așa încet, cu mătul asta de paie. Șterg un pic pe jos. De mai târziu ce mai facem? Am zis că nu sunt lipsă de nimic, deocamdată am spus că am vină, am murături, am lemne. Ce să mai zic, am cățel în curte, am și am păsări. Am, acum poate credeți că mă nebunit și am luat rană. Am cocoș, găină, dar nu sunt aici. Sunt la neamuri. I-am dus acolo ca să se simtă mai bine. Ce să mai zic altceva? Degeaba să mai mă supăr, să mai... N-are rost. Ca să înțelege toți și gata. Să audă Dumnezeu ceea ce spun eu acum. Eu cred că am făcut cum am putut. Aș fi vrut să fac mai multe decât atâta, dar de unde n-am putut să fac mai multe. După cât am avut eu putere, atât am făcut în timp ce am fost ei plecați. Aș fi vrut mai multe, dar nu pot, nici eu. Pentru că sunt femeie, n-am putut să fac mai multe, n-am putut să fac față, pentru că știți măcar că tot fac posibilul de plătesc curentul o grămadă de bani. Și am ținut curentul măcar, ca să nu rămânem de râsul lumii și fără apă și fără nimic. Atunci eram mai distrus la pământ, dacă nu aveam apă, nici să ne spălăm, nici să facem nimic, absolut nimic. Cât de cât am făcut față. Sper că dă Dumnezeu și o să țin tot așa și să rămân tot așa în picioare. Nu știu dacă voi vă gândiți acum că am luat o rană sau ce am. Am fost un pic așa, nu sunt mai supărată, dar până la urmă am zis nimeni nu moare dacă nu are acum ceva. Nimeni, nimeni, absolut nimeni. Trebuie să trăim, trebuie să mergem înainte și n-are rost să ne consumăm dintr-o nimicuri, să zicem. Chiar nici pentru niște nimicuri. Pentru că sunt multe probleme mult mai grave. Și eu, la rândul meu, o să-mi iau ce-mi trebuie, poate dă Dumnezeu, vine și patroana să luăm și lemne, să facem. Nu o să murim acum. Am rezistat atât de mult și acum, gata, dăm înapoi. Nu.
O să ne descurcăm doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu o să ne lasă. Cea mai mare dorință e să nu mai avem probleme cu pușcăria, pentru că pușcăriile ăștia ne-au terminat psihic. Nu numai că vorbim acum de bani sau de ceva de pachete, nu, psihic. Pentru că numai când te gândești, numai când stres și gânduri multe, eu în care mă gândesc la ursul când mă sună ce-o fi făcut, cum o fi acolo și îmi fac griji, alte griji, gânduri de ăștia aiurea și îmi fac rău. Da, Dumnezeu îi dă putere și ursul să treacă timpul, cum a stat patroana, femeie bătână bolnavă și a rezistat și a făcut răbdarea și a făcut curajul și a trecut. A trecut și sică peste acel moment greu, tot la fel. Și așa să facă și ursul. Dar ursul fiind copil pentru mine, nu i-am cerut niciodată acasă să-mi facă nimica. Măcar știu, de câte ori nu venea la masă, îi duceam mâncare acolo, în cameră. Și nu îl forțam să iasă afară sau să... Dacă vrea să spargă un lemn, să facă ceva, da, dar așa nu îl puneam. Pentru că nu îl puneam, că eu știam ce are de fapt. Aveam dosarul acesta și mergea la semnal pe fiecare săptămână la poliție. Și nu vreau să-l mai circălez, nu vreau, am vrut să-l țin așa. Pentru că știam ce mă așteaptă. Prieteni, cam atâta. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, frumoasă, așa însorită ca a mea. Și a băgat Dumnezeu să fiu calmă. A băgat în mine răbdare să fiu calmă, calmă. Nu vreau să mă enervez pentru nimic al lumei. Adă, să fiu calmă. Nu are rost să mă consum, pentru ce? Și dată am ce să mănânc, am saltă lumii mâine, că zită mai rău ca mine. Mai de tot. Și n-au nici acoperiși asupra capului. Și noi că avem și tot ne uităm. Prieteni, vă mulțumesc mult. Vă doresc o zi frumoasă și vă doresc multă, multă sănătate. Pa, pa!